Salutare, oameni buni! Am promis că revin cu un alt vlog de călătorie. Văd că vă place, mie îmi place teribil de mult. Abia aștept și comentariile voastre vis-a-vis de toate aceste vloguri. Dacă sunt pe drumul cel bun, dacă sunt aproape pe drumul cel bun, dacă sunt măcar pe lângă. Oricum, aștept să vorbim foarte mult și aștept comentariile voastre, like-urile voastre pe YouTube, subscribe-urile voastre. Și am să încep... Să vă arăt barca pe care am fost în Grecia. Pentru mine a fost o revelație. M-am tot gândit mult timp dacă mă duc pe barcă cu al meu familion, pentru că știam că au rău de mare, aveam emoții foarte mari, dar vezi, toate aceste vremuri teribile m-au împins să aleg barca, pentru că eram foarte izolați. Așa că am ales să mergem pe barcă. Uitați cum arată barca. Salamina, la o oră de Atena, și am mers prima dată spre Egina, insula Fisticului, unde am mâncat, bineînțeles, fistic. You speak also English? Yes. It's better from Romania. This is pistachio butter. 62% of pistachio, the highest percentage in the whole island. Am gustat muștar de fistic, am gustat pesto de fistic. Unt de fistic, fără gluten. Unt, ăsta da. E unt de fistic. Noi acum suntem pe insula Fisticului. Deci este... Gustați unt de fistic. Baclava de fistic. Calispera, Gorizia. Vecte de chimas, mă cere de... Doamne. Raiul fisticului. Ci că nu există nicăieri în lume, este oțet balsamic de fistic. Încercăm și asta. După baglava merge senzație. Băi, e interesant, dar mie nu se pare că avea fistic în el. Ua! Ua! După atâta fistic, un pic de bălăceală. În ce hal vedeți și voi. Încerc marea cu sarea. O să mă dau pe acea barcă, o să fiu tras și o să stau în acel colac. Bineînțeles că mi-am luat toate măsurile de siguranță. Bine, măsurile de siguranță și-au luat siguranța cu mine. O să dea drumul să fie bine. Genul programului. Tom Cruise. Top Gun. Să dea Dumnezeu. Poate Brad Pitt să mai fie așa. Mai apoi ne-am delectat în insula Moni, unde am văzut păuni, am văzut căprioare. Nu de-aia, dar știu limba lor, a păunilor. Petița, căprioară, îl știi pe Ștefan Bănică Junior? Cum e să stai pe plajă și să vezi căprioare? Căprioare adevărate. Nu acele căprioare. Iar după am vizitat
Hidra, unde veți vedea câte feluri de taxiuri sunt. Ia uite, aici, ori ai astfel de taxiuri, ori ai astfel de taxiuri. Trebuie doar să te hotărăști. Tot pe insula Hidra am văzut la ce folosesc măgarii. Ce cară măgarii în insulele grecesc? Apa. Doi măgari, unul mai deștept decât celălalt. Și speța, iar de Poros am fost pur și simplu fascinați. Probabil că este orașul care ne-a rămas în minte. Am și traversat prin mijlocul lui. Asta e Smokin. Ia să vedem cum e la atingere. Oh, ce diferit e. Aoleu, are un lăptuc. Au! Ei! Mamă! Mamă! E foarte aromat lăptucul. Uite. Asta se cheamă smochin cu priveliște. Sau smochin cu vedere la mare. Pam, pam. Da. Cred că las aici și vin după. După el. Frumos buchet. În vârf de munte. O să vă arăt exact unde e. Ia, mamă. Stai un pic. Pentru că sunt foarte curajos. Ia. Uitați-vă unde sunt. Ia. Ia uitați-vă. Wow. La turnul ceasului. Ia. Ia, mamă. Cum se vede. Ia uite. Hai, barca noastră. Hai că deja e... Deja e antol. Mai este. Aga de coasă. Legitimați-vă. Da. Cu pâine, că mai este. Ia uite. Și luna plin. Ia uite cum arată, mă! Noaptea în Poros, că seara, zice jumătate. Uitați, vă, ce frumos se vede. Genul programului, romance, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Prima asta e făcută, eu am gătit, așa. Ia. Și să vedeți cum vine lumea la masă. Ia. La masă! Poate ingredientul sau secretul unei vacanțe perfecte este să mergi cu prietenii potriviți, iar noi am avut parte de acest lucru. Am întâlnit oamenii potriviți și ne-am dus cu prietenii potriviți. Pentru toate celelalte există această barcă. Ah, și m-am jucat foarte mult cu prima mea dronă, atât de mult încât am scăpat-o în mare. Probabil că ăsta este sacrificiul pe care trebuie să-l plătesc pentru această vacanță minunată. Am ghițit și o gură bună de apă. Genul programului. Peter Pan. Tot înainte. Acum în fiecare an o să avem o săptămână pe această barcă.
care și-a schimbat locația. Dacă și voi vreți să mergeți la această barcă, uitați-vă pe pagina de Facebook Croazieră de Vis și veți vedea cum arată această barcă. Și puteți și voi să aveți această experiență minunată. Iar bineînțeles, după ce am fost pe barcă și am trăit experiența experiențelor, nu puteam să-mi refuz o vizită în Atena, pe Acropole, unde am fost la fel de impresionat. Dar, dintre toate, m-a impresionat cel mai mult teatrul Dionysos. Bine, Acropole este Acropole. Teatrul lui Dionysos, unde se și pregătește un spectacol. Nu uitați, like, foarte important, comentariile le aștept, am să răspund la ele. Aștept, ce mă interesează, aștept și provocări de ale voastre și să văd în măsura în care am să fiu în stare să le fac, am să le fac. În atunci nu uitați, like, subscribe, share. Popor talentat, te-am pupat!